Bun găsit! Atmosfera incendiară de duminică a adunat mii de persoane în parcarea din Lunca Sucevei. Sucevenii, în special tinerii, au așteptat cu nerăbdare apariția invitatului special, o cunoscută artistă a muzicii ușoare. Este vorba despre Antonia, care preț de 45 de minute a încântat publicul cu melodiile ei. Evenimentul Zilele Sucevei a reușit să adune în parcarea din Lunca Sucevei aproximativ 8.000 de oameni. Ziua de duminică a fost dedicată copiilor, tinerilor, dar și bătrânilor, deoarece spectacolul a început cu folclor și s-a încheiat cu program de muzică ușoară. Startul petrecerii a fost dat de Cornelia Ștefan, continuând cu ansamblul Arcanul și mai apoi cu renumiți artiști Manuela Pohoață, Alexandru Recolciuc, Sorin Filip, Andreea Ghivirigă și Cristina Gheorghiu. Un moment street dance senior a făcut trecerea către concertul interpretei Antonia, iar finalul manifestărilor prilejuite de ediția din acest an al Zilelor Sucevei fiind încununată de un impresionant foc de artificii.